Colaborarea mea cu echipa TVR la acest proiect practic a început de la casting, din ziua în care am dat probă pentru acest personaj. Și te-am curțat și acum... Bă, ești niște pion, mă, ești... Mă scărici. Merge sunetul! Secvența 32, varianta D, tras 1. Aici nici nu mai ești spion. Ești un măscărici. Ești o batjocură. Și apoi tocmai pe mine m-ai ales? Sau ce te-ai gândit așa, că ai să găsești sat fără câini și încolo? Hopa! Dita mai dulou, sunt negru, ce locuri mă șvalbe, mă. Sunt la a doua colaborare cu Casa de Producție TVR. La prima am fost cu Danilă Prepelac, unde am interpretat toate rolurile de acolo. Și asta este cea de-a doua, care mi-aduce multă bucurie, deoarece am plăcerea de a lucra cu domnul Jikman și cu colegi din generația mea și nu numai. În primul rând, când spui teatru, ai în mintea ta imaginea asta a unui actor care este într-un permanent schimb de energie cu publicul, care oferă și îi se oferă în același timp. Aici publicul imediat judecător, să zic așa, este echipa de filmare, membrii echipei de filmare și bineînțeles partenerii de joc, de la care ai acest feedback instant. Secvența 5, varianta A, tras 3. S-a duce să-și vadă casă. Stai, mă, domn capitan. Îmi pușcă, mă, dar mi s-a tăiat picioarele, nu mă mai pot turni. Te pușcă. Mișelule. Ia-i armă.